Salutare, bă, băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vă prezint un alt XP glitch din sezonul 2, deoarece foarte mulți dintre voi așteptați aceste XP glitch-uri pe canal. Deci, da, hai să trecem la treabă. Dar, înainte ca acest lucru să înceapă, aș putea spune, ei bine, nu uitați voi să dați un like acolo corespunzător și, bineînțeles, folosiți codul ANT1RPSHOPACEL pentru susținerea maximă și, bineînțeles, pentru mai multe XP glitch-uri intense. Și nu uitați voi să scrieți în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai postez încă un XP glitch astăzi. Primul lucru pe care trebuie noi să-l facem este să fim în lobby. Foarte important. Cred că e cea mai importantă chestie. Să fim în lobby, după care apăsăm aici în dreapta pe moduri, selectare de moduri și dăm la Iceland Code. Codul o să fie în descriere, însă îl puteți copia și voi. 86301873509. Și o să fie versiunea 49, dar asta nu mai contează. Adică, gen, o să vedeți și voi în joc. Dacă nu vă merge bine glitch-ul, înseamnă că nu este versiunea corectă, care este versiunea 49. Dar ne uităm acum dacă ne dă pe ea, pentru că eu l-am mai făcut înainte să filmez. Foarte important, dați aici pe private, am uitat să menționez, ca să nu vă dea cu nimeni. Dați pe private și după aia dați play. După ce am intrat pe această hartă, va trebui să așteptăm sau dacă nu, apăsăm și noi pe escape, ceea ce recomand, și dăm aici și după aia dăm start game, adică pornim singur. Iar acum ne va spawna aici. Acum, vreau să fiți atenți la ceea ce o să vă spun. Ei bine, practic, această hartă este o hartă de Deathrun, da? Adică sunt nu știu câte sute de nivele, nu știu dacă sunt peste 200, habar n-am, cred că sunt mai multe, nu știu dacă scrie pe undeva, în orice caz. Sunt foarte multe nivele, da? Deci pe aici încep. Și tu, practic, trebuie să te duci pe drumul acesta. Nu uitați să veniți aici și băgați voi codulețul ANT1R pentru susținere, bărbați. Ei bine, voi va trebui să vă duceți să faceți acest traseu. Însă, îl puteți face până la ce nivel faceți voi. Acum, vă zic recomandarea mea. Îl puteți face până la 50, ori 100, ori 150, ori 200. Acum, recomandarea mea este tier 200, adică să vă duceți până la nivelul 200. De ce? Pentru că nivelul acela 200 îl puteți spama în continuu. De ce? Pentru că la fiecare nivel, cum ar fi, adică la, de exemplu, dacă ajungeți la nivelul 200, în dreapta voastră o să apară un buton. Un buton care arată ca și ăsta. Și după ce ajungeți la nivelul 200 și apăsați pe butonul ăla de pe acolo, vă spawnează aici. După ce vă spawnează aici în bază, ei bine, veniți aici și dați save la checkpoint. După ce ați dat save la checkpoint, ei bine, dacă ieșiți acum de pe hartă și intrați iară și după aia dăm aici load save checkpoint, pentru că așa merge glitch-ul, dar prima dată trebuie să ajungeți la level 200, ei bine, dăm acolo save, după aia îi dăm acum load și uitați-vă aici. După ce venim de fiecare dată la tier-ul acesta, ne dă XP. Și o altă chestie foarte importantă care merge doar la nivelul 200 pe harta asta, este că după ce ai luat checkpoint-ul ăsta de aici, care îți dă XP-ul la forță, ei bine, poți să vii și aici mai în față, adică sari peste cauciucurile astea, vii aici unde e checkpoint-ul ăsta, iar aici mergi pe aici pe jos, iar aici în dreptul la chestia asta, aici, vedeți? E un secret bonus XP, da? Ei bine, dacă sărim o singură dată, ne mai dă și aici XP. Acum, ideea asta e că poți spama în continuu levelul ăsta, da? Adică, uitați-vă aici, după ce ajunge aici la tier 200, la tier 200 la nivelul ăsta, ei bine, aici e nivelul 200, da? Ei bine, tu după ce ajungi pe checkpoint-ul ăsta, apeși pe chestia asta ca să te duci la go back to start, da? Pentru că te va duce la spawn, adică unde intra pe hartă. Și după ce apeși pe chestia asta, o să vă arăt acum, te duci pur și simplu la pancarda aia de acolo din stânga și dai save la nivel, adică aici. Și după ce ai dat save, după aceea dai numai load, adică gen te duci din nou acolo. Însă, acest lucru îl faci în fiecare match, adică după ce ai făcut o singură dată acest lucru și ai dat save, ieși pur și simplu din match, adică dai aici return to lobby și după aceea dai aici play iară pe private. Iar acum facem același lucru, adică pornim meciul iară și facem acest lucru în continuu, pentru că ni s-a salvat acel nivel 200, adică acum ne spawnează iară, ne ducem aici, observăm acolo că o să scrie o numărătoare de 5 secunde, trebuie să așteptăm până scrie go, adică 3, 2, 1, iar acum va scrie go și acum ne deblochează butonul ăsta, vedem imediat, hai, în 3 secunde, 2, 1, iar acum... Aici dăm aici iar load de la save checkpoint din meciul trecut, pentru că trebuie să facem o singură dată. Iar ne dă aici, ne punem pe chestia asta, ne dă XP, ne ducem iar în față pe cauciucurile astea, adică aici mai în față, vedeți voi unde e checkpointul ăsta. Ne ducem pe aici pe jos, mergem aici până în dreptul la chestia asta, sărim o dată, iar ne dă XP, iar acest lucru îl facem în continuu. Adică noi acum putem da iar
iar Return to Lobby și să facem procesul acesta în continuu. Deci da, cred că este unul dintre cele mai bune XP glitch-uri pe care le-am găsit vreodată și cele mai simple, pentru că spamezi la fiecare secundă chestiile astea, adică primești două surse de XP în continuu, ceea ce mi se pare mie foarte ciudat și nu este peciuit, pentru că îl fac de dimineață, am făcut nu știu câte nivele. Deci da, îl recomand, nu uitați voi că de fiecare dată dați un like acolo corespunzător, nu uitați dacă vreți un alt XP glitch, scrieți în comentarii și bineînțeles nu uitați să vă abonați și aneți un râpă și pe cel pentru mai multe XP glitch-uri intense, ca să ajungem la tier 200 împreună.